Capitolul 21. Pavel își i-a rămas bun de la ucenicii din tir. După ce ne-am smuls din brațele lor, am plecat pe apă și ne-am dus drept la Cos, a doua zi la Rodos și de acolo la Patara. Am găsit o corabie care avea să treacă în Fenicia, ne-am suit în ea și am plecat. Am trecut prin fața insulei Cipru, am lăsat-o la stânga și ne-am urmat drumul spre Siria. Apoi ne-am dat jos în tir, unde avea să se descarce corabia. Acolo am găsit pe ucenici și am rămas șapte zile. Ucenicii, prin Duhul, ziceau lui Pavel să nu se suie la Ierusalim. Dar, când s-au împlinit zilele, am plecat și ne-am văzut de drum. Și ne-au petrecut toți cu nevestele și copiii până afară din cetate. Am îngenunchiat pe mal și ne-am rugat. Apoi ne-am luat ziua bună unii de la alții și noi ne-am suit în corabie, iar ei s-au întors acasă. Pavel la Ptolemaida și la Cezarea. Prorocia lui Agab. După ce ne-am isprăvit călătoria pe mare, din tir am plecat la Ptolemaida, unde am urat de bine fraților și am stat la ei o zi. A doua zi am plecat și am ajuns la Cezarea. Am intrat în casa lui Filip, evanghelistul, care era unul din cei șapte și am găzduit la el. El avea patru fete fecioare care proroceau. Fiindcă stăteam de mai multe zile acolo, un proroc numit Agab s-a pogorât din Iudeia și a venit la noi. A luat brâul lui Pavel și a legat picioarele și mâinile și a zis, Iată ce zice Duhul Sfânt!" Așa vor lega iudeii în Ierusalim pe omul acela al cui este brâul acesta și îl vor da în mâinile neamurilor. Când am auzit lucrul acesta, atât noi cât și cei de acolo, am rugat pe Pavel să nu se suie la Ierusalim. Atunci Pavel a răspuns: Ce faceți de plângeți așa, și îmi rupeți inima? Eu sunt gata nu numai să fiu legat, dar chiar să și mor în Ierusalim, pentru numele Domnului Isus. Dacă am văzut că nu-l putem îndupleca, n-am mai stăruit și am zis: Facă-se voia Domnului. După zilele acelea, ne-am pregătit de plecare și ne-am suit la Ierusalim. Câțiva ucenici din Cezarea au venit și ei cu noi și ne-au dus la unul numit Mnason din Cipru, vechi ucenic, la care aveam să găzduim. Pavel la Ierusalim în templu. Când am ajuns la Ierusalim, frații ne-au primit cu bucurie. A doua zi Pavel a mers cu noi la Iacov și toți prezbiterii s-au adunat acolo. După ce le-a dat ziua bună, le-a istorisit cu deamăruntul ce făcuse Dumnezeu în mijlocul neamurilor prin slujba lui. Când l-au auzit, au proslăvit pe Dumnezeu. Apoi i-au zis, Vezi, frate, câte mii de iudei au crezut și toți sunt plini de râvnă pentru lege. Dar ei au auzit despre tine că înveți pe toți iudeii care trăiesc printre neamuri să se lepede de Moise, că le zici să nu-și taie copiii în prejur și să nu trăiască potrivit cu obiceiurile. Ce este de făcut? Negreșit, mulțimea are să se adune, căci vor auzi că ai venit. Deci, fă ce -ți vom spune noi. Avem aici patru bărbați care au făcut o juruință. Iai cu tine, curățește-te împreună cu ei și cheltuiește tu pentru ei ca să-și radă capul. Și astfel vor cunoaște toți că nu este nimic adevărat din cele ce au auzit despre tine, ci că și tu umbli în tocmai după rânduială și păzești legea. Cu privire la neamurile care au crezut, noi am hotărât și le-am scris că trebuie să se ferească de lucrurile jertfite idolilor, de sânge, de dobitoace sugrumate și de curvie. Atunci Pavel a luat pe oamenii aceia, s-a curățit și a intrat cu ei a doua zi în templu, ca să vestească sfârșitul zilelor curățirii, când se va aduce jertfă pentru fiecare din ei. Prinderea lui Pavel către sfârșitul celor șapte zile, iudeii din Asia, când au văzut pe Pavel în templu, au întărâtat tot norodul, au pus mâinile pe el și au început să strige. Bărbați israeliți, dați ajutor! Iată omul care propovăduiește pretutindeni și în toată lumea împotriva norodului, împotriva legii și împotriva locașului acestuia ba încă a vârât și pe niște greci în templu și a spurcat acest locaș sfânt. În adevăr, văzuseră mai înainte pe Trofim, Efeseanul, împreună cu el în cetate și credeau că Pavel îl băgase în templu. Toată cetatea s-a pus în mișcare și s-a strâns norodul din toate părțile. Au pus mâna pe Pavel și l-au scos afară din templu, ale cărui uși au fost încuiate îndată. Pe când cercau să-l omoare, s-a dus vestea la capitanul oastei că tot Ierusalimul s-a tulburat. Acesta a luat îndată ostași și sutași și a alergat la ei. Când au văzut pe capitan și pe ostași, au încetat să mai bată pe Pavel. Atunci capitanul s-a apropiat, a pus mâna pe el și a poruncit să-l lege cu două lanțuri. Apoi a întrebat cine este și ce a făcut. Dar unii strigau într-un fel, alții într-alt fel prin mulțime. Fiindcă nu putea deci să înțeleagă adevărul din pricina zarvei, a poruncit să-l ducă în cetățuie. Când a ajuns pe trepte, Pavel a trebuit să fie dus de ostași din pricina îmbulzelii norodului întărâtat, căci mulțimea norodului se ținea după el și striga, La moarte cu el!" Pavel cere voie să vorbească, Tocmai când era să fie băgat în cetățuie, Pavel a zis capitanului: Îmi este îngăduit să-ți spun ceva? Capitanul a răspuns: Știi grecește? Nu cumva ești egipteanul acela care s-a răsculat acum în urmă și a dus în pustie pe cei patru mii de tâlhari? Eu sunt iudeu, a spus Pavel, din Tarsul din Cilicia, cetățean al unei cetăți nu fără însemnătate. Te rog, dă-mi voie să vorbesc norodului. După ce i-a dat voie, capitanul, Pavel a stat în picioare pe trepte și a făcut semn norodului cu mâna. S-a făcut o mare tăcere, și Pavel le-a vorbit în limba evreiască astfel.